Bun găsit! Astăzi discutăm despre osteopatie. Terapeutul Robert Savin este alături de mine și ne va spune la ce ne ajută, de fapt, osteopatia și care sunt exercițiile care ameliorează anumite afecțiuni. Vorbim, desigur, și de contraindicații. Așadar, ce este, de fapt, osteopatia? Bună ziua și mulțumesc de invitație! Osteopatia este o medicină manuală, un sistem holistic de abordare a corpului care are ca principal scop redarea sănătății întregului. Din punct de vedere scolastic, există trei subdiviziuni ale osteopatiei, și anume osteopatia structurală, care abordează tot ce înseamnă sistem scheletal, sistem nervos, articulații, osteopatia viscerală, care se ocupă de tot ce înseamnă partea de viscere, și osteopatia craniosacrală, care redă mobilitatea fluidică dintre craniu și sacru, prin intermediul lichidului cefalorachidian. Deci vorbim despre niște exerciții care ar putea ameliora anumite afecțiuni. Nu cred că le-am putea numi chiar exerciții, ci sunt niște manevre, niște manipulări, care au tocmai acest scop de a reda mobilitatea macro și micro a structurilor. Fie că vorbim de articulații mari, portante, gen umăr, șold, genunchi, fie că vorbim de micromobilitate, cum ar fi peristaltismul. Deci despre ce afecțiune am putea vorbi când apelăm la osteopatie? Există două aspecte ale tratamentului osteopat. Este un aspect curativ, atunci când pacientul este într-o criză sau este într-o nevoie imediată, și un aspect profilactic. Când vorbim despre partea curativă, cele mai frecvente afecțiuni întâlnite sau cu care vin pacienții sunt afecțiuni de la nivelul coloanei, și aici vorbim despre discopatii, nivelul următor protuzii și cel mai important, hernia de disc. Putem face în același timp și o kinetoterapie și să apelăm și la osteopatie? Cu siguranță. În cazul meu, pacientul este aproape pasiv, pentru că toate manipulările se fac de către mine. Iar partea activă, cu siguranță, îi va reveni pacientul în momentul în care va merge la pe partea de kinetoterapie. Există contraindicații? Desigur, există contraindicații, în special pe partea oncologică și în momentul când vorbim de diferite afecțiuni de nivel ortopedic, cum ar fi fracturi sau alte leziuni la nivelul oaselor. Și este recomandat și copiilor sau vârstnicilor? Sigur, abordarea este de la nou-născuți până la persoane, să spunem, de 80-90 de ani. Ce ar trebui să știm înainte să mergem la osteopatie? Care sunt pașii și mai ales de câte ori putem merge? Nu știu, pe săptămână, pe lună, sau este un tratament de lungă durată? Sau venim doar o dată, ne rezolvăm o anumită problemă și apoi ne oprim? La fel cum spuneam și la început, atunci când vorbim de o parte curativă, este important să scoatem pacientul din starea respectivă, iar apoi profilactic pentru întreținere, fără ca pacientul să aibă probleme, exact ca în cazul mentenanței unei mașini, da? Consumabilele, este foarte important să menținem această stare, pentru că doar atunci când ai probleme îți dai seama de fapt ce înseamnă sănătatea. Ne putem da seama în cadrul unei astfel de terapii dacă suferim de alte afecțiuni de care nu știam până atunci? Există posibilitatea ca în momentul în care mobilizăm corpul să iasă la iveală și alte probleme. Este important ca pacientul în momentul în care vine la consultul osteopat să vină cu tot ce înseamnă imagistic la dânsul dacă are, însemnând de RMN, CT, radiografii, pentru a fi cât mai precis în tratament. Și ulterior, în funcție de reactivitatea corpului, pentru că fiind unici și reacția corpului este unică, vom avea o reacție pe măsură. Înainte să mergem la osteopat, este important să ne interesăm ce înseamnă, de fapt, osteopatul, cu ce se ocupă. Pentru început, pacientul va trebui să vină cu analizele imagistice de care vorbeam. Este important să vină nemâncat. Este important să vină cu îmbrăcăminte sport, pentru că în momentul în care se fac mobilizările, pacientul va avea nevoie de libertate articulară. Este valabilă această terapie și pentru femeile gravide? Desigur, acum depinde în ce lună sau în ce trimestru al sarcinii este pacienta. De obicei se poate lucra foarte bine partea superioară, chiar și până în luna 7-a, 8-a, am avut pacientă chiar și în luna 8-a. Și ulterior, după ce nașterea are loc, cu siguranță va trebui să vină la osteopat pentru o reașezare sau un assessment, așa cum se numește, al întregului corp. Deci, până la urmă, vorbim de un stil de viață, de fapt. Un stil de viață, exact.
Ceea ce încercăm să facem în timpul ședințelor de osteopatie nu este doar tratamentul în sine, ci încercăm să facem o educație cu pacienții, pentru că, din câte am observat, la noi în România este destul de precară partea profilactică și este mult mai important să previi decât să tratezi. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Mulțumesc și eu de invitație. Ne revedem așadar și mâine dimineață. Sănătate multă!